Ei, după tocărița de miel, Andreea, bine ai venit! Ți-a plăcut introducerea? Introducere fascinantă, apreciez tare mult, da, pentru că chiar o să vedem o rețetă interesantă, aș zice eu, că tot știm rețetele clasice, am zis că anul acesta de Paște vin așa cu niște recomandări mai altfel și rețeta de astăzi e inspirată din Irlanda. Hai să o vedem! Așadar, vă spuneam, inspirația noastră vine din Irlanda, însă am descoperit-o în București, alături de șef Alexandru Sabo. Ne-a pregătit o rețetă de tocăniță de miel, în care ingredientul secret este berea neagră. Vom pregăti pentru astăzi o tocăniță de miel reinterpretată, irlandeză, care conține următoarele ingrediente. O supă clară de vită, 1 kg de pulpă de miel, 200 de grame de ceapă, 200 de grame de morcov, 300 de grame de ardei, 200 de grame de unt, apio, 200 de grame, mazăre și ceapă verde. Îl dăm prin făină. Avem nevoie de 5-6 cuburi de unt, ulei de măsline, punem tigaia, dăm drumul la foc, haideți că deja s-a topit untul, trebuie să avem grijă să nu se ardă, să lucrăm cu focul potrivit. Până începe el puțin să prindă o culoare aurie, sucul care ne-a rămas și grăsimea care ne-a rămas de la miel, în ea vom căli legumele și avem așa apio, mai pe românește țelină, ardei capia, 200 de grame, ceapă, 200 de grame, morcov, 100 de grame de mazăre, 2-3 foi de dafin pentru gust, pătrunjel, piper proaspăt. Vom căli legumele până se caramelizează puțin și vom stinge cu un pahar de bere neagră. Acum vom pune 200 de ml de bere neagră. O lăsăm puțin să scadă. Vom mai adăuga 200 de ml de suc de roșii. 200 de ml de supă de vită. Pasul următor. Vom avea nevoie de 600 de grame de cartof tăiat cuburi. Îl vom pune în tavă. Vom pune mielul. Vom adăuga legumele. Și acum vom introduce tava în cuptor pentru o oră jumătate la 160 de grade. Preparatul nostru este gata. Care trebuie să arate așa. Pentru a ne bucura de primăvară, am ales să decorez acest preparat cu ceapă verde și leurdă. Atât pentru astăzi, ne revedem mâine cu alte știri interesante. Până atunci, vă aștept pe Instagram, pe pagina Bun Gust, acolo unde ne puteți lăsa mesajele și sugestiile voastre. Pe curând!